Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, Aura Stoienescu sunt, ordinea de zi, emisiunea, iar invitatul meu pentru prima dată, domnul Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit! Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți telespectatorii postului de televiziune Iansat TV Târgu Jiu. Da. Mulțumim tare mult pentru prezență. Știu că sunteți tot timpul foarte ocupat. Tot de la muncă ați plecat și acum, nu? De la birou ați venit. Orașul e în lucru. Multă, multă treabă aveți. Da, să știți că avem, pot să spun, ca niciodată foarte multe șantiere. Orașul Târgu Jiu este un șantier, dacă ținem cont în momentul de față, de toate investițiile care se derulează. Vreau să vă spun că la ora actuală avem în plină derulare, în plină desfășurare, peste 14 mari investiții și să reținem un lucru, toate sunt cu susținere guvernamentală și acest lucru a fost posibil și este posibil și datorită aportului adus de deputatul de Târgu Jiu, dar mai bine spus de fostul prim-ministru Victor Ponta, pentru că în perioada respectivă am beneficiat, de ce să nu spun, de sprijinul multor miniștri și am reușit să promovez la Târgu Jiu multe investiții foarte importante pentru orașul nostru. Și aș aminti de centura de ocolire a municipiului Târgu Jiu. Este o investiție foarte mare, în lungime de aproximativ 20 de kilometri. Sperăm cu toții și sunt sigur că prin această investiție vom contribui foarte mult la fluidizarea circulației în orașul nostru, care la ora actuală, ca în toate orașele din România, capitală de județ, avem probleme în orele de vârf. Am văzut cu toții că este practic o sufocare din acest punct de vedere. Pe această linie pot să spun că lucrăm la ora actuală prin investiția de la stadion și la o mare parcare care să asigure pentru zona centrală pe viitor 400 de locuri de parcare. Dar să ne întoarcem la marile investiții. Deci am spus că se lucrează insistent la centura de ocolire a municipiului Târgu Jiu și sper să fie gata în 2018. Se lucrează la stadionul municipal. Cu toții urmărim de la o zi la alta o investiție practic de vreo 21 de milioane de euro. Prin această investiție, prin acest stadion municipal, vom asigura la Târgu Jiu pentru nu știu câte generații de acum încolo un stadion modern, un stadion care are în componența lui un hotel de 40 de camere, un hotel de nivel de 4 stele, spații comerciale din care echipa poate să trăiască pe viitor, practic să încaseze din închirierea spațiilor comerciale, parcarea de care vorbeam, și multe alte utilități care fac din stadionul de la Târgu Jiu un stadion de 4 stele, un stadion care în viitor se pot organiza și competiții de nivel european. Lângă stadionul municipal se află în lucru o sală, de fapt sala veche a fost toată practic dezmembrată și se face din nou o sală de aproximativ 1500 de locuri. Trebuie să spunem că stadionul va avea în viitor vreo 13.000 de locuri. Sala va asigura practic o capacitate de aproximativ 1500 de locuri, la fel cu toate dotările și utilitățile moderne. Bine, poate că majoritatea cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj pun întrebarea: da, bine, bine, faci stadion, faci sală de sport, dar ce facem cu activitatea sportivă? Noi insistăm în momentul de față să reușim să trecem peste un moment foarte dificil. Mai sunt 2-3 luni de zile până la instalarea unui guvern politic și eu sunt sigur că, indiferent ce culoare politică va avea viitorul guvern, guvernul politic va acorda o atenție cu totul
altfel activității din complex în general și sunt sigur că și activității sportive Vă referiți la complexul energetic energetic și că va Oltenia? permite, conducerii va permite complexului să susțină în continuare activitatea sportivă. Vreau să informez toți cetățenii din județul Gorj că la ora actuală se fac eforturi foarte mari pentru susținerea echipei. Deci, cu această ocazie pot să fac apel către toate societățile comerciale, fie cu capital de stat, fie cu capital privat, către toți cetățenii cu posibilități să vină lângă echipă, fiecare să contribuim cu ce putem, până și la acel nivel de a cumpăra un abonament, să aducem un venit clubului, să reușim să trecem peste hopul pe care îl avem. Clubul are mari datorii. Suntem într-o situație critică dificilă pentru că nu ne-am așteptat la retragerea în totalitate, din punct de vedere financiar, a complexului energetic, și de asta căutăm și sponsori mai puternici, Alte variante. căutăm chiar și în afara țării, căutăm și în interior, să găsim pe cineva. Nu trebuie să disperăm, trebuie să fim optimiști în ceea ce privește activitatea sportivă, pentru că prin situația noastră trec și alte cluburi din țară. Sportul românesc nu este pe roze pe niciun. Dar Sunt dator sunt. față de cetățeni să îi informez că, într-adevăr, am retrogradat cu echipa de handbal, cât și cu echipa de basket, dar că în dreptul autorităților locale, și pot să spun că am și demarat aceste întâlniri, stă și preocuparea de a găsi soluții să intrăm din nou în prima ligă la anul cu echipa de handbal, cât și cu echipa de basket, în condițiile în care în toamnă vom avea gata, practic, în primăvară, nu în toamnă, și stadionul, cât și sala de sport. Aș vrea să facem precizare pe burtieră colegi pentru persoanele hipoacuzice. Deci, primarul Florin Cârciumaru, domnul primar, declară că până în primăvară vor fi gata stadionul și sala de sport, iar până la sfârșitul 2018, centura. Centura de ocolire a municipiului Târgu Jiu. Deci, centura de ocolire până la sfârșitul 2018, iar până în primăvara lui 2017 va fi gata Stadionul stadionul municii și sala și de sala de sport. sport și parcarea de sub. Da, Da, și bineînțeles, parcarea. face parte din stadion, parcarea subterană. Deci am amintit de trei mari investiții. Putem să spunem în continuare că lucrăm la sala de sport de la liceul economic, lucrăm la construcția a două blocuri de locuințe sociale în spate la Coleus. Asta înseamnă 64 de garsoniere cu destinația de locuințe sociale. Și, de asemenea, în cartierul Narciselor se lucrează la două blocuri, tot 64 de garsoniere, apartamente cu destinația de locuințe tip ANL. Lucrăm în momentul de față tot pe program guvernamentar la canalizarea din Debarcader. Am demarat un program foarte, foarte important, zic eu, pentru orașul Târgu Jiu. Și de ce este vorba? Foarte important este că aceste programe se derulează practic cu susținere guvernamentală și este vorba de înlocuirea rețelelor de canalizare vechi în totalitate în 5 cartiere. Și la ora actuală lucrăm în cartierul Debarcader. Trebuie să ne cerem scuze față de cetățenii din acest cartier că le creăm Disconfortul un creat. disconfort în momentul de față, dar trebuie să înțeleagă că în final vor avea o rețea de canalizare funcțională, pentru că eu știu foarte bine, am stat 20 de ani în cartierul respectiv și toate blocurile din cartierul Debarcader aveau apă la subsol. După această investiție, după acest proiect program, practic canalizarea va fi funcțională. Am introdus și canalizare fluvială în cartierul respectiv, după care deja am început să refacem covorul asfaltic, să refacem străzile, să le asfaltăm în totalitate. Urmează cartierul Grivița
Grivița 1, Grivița 2, cartierul Alexandru Ioan Cuza, cartierul Ile Caragiale și în partea de sud ne-am oprit și vom continua în zona Diana, în zona Olari. Deci să explicăm foarte clar orașul Târgu Jiu are rețelele de canalizare și este vorba în primul rând de rețeaua de canalizare de la bloc către rețelele principale. Deci da. De rețelele principale. Iar au crescut cea de la bloc rămâne în sarcina cetățenilor? E vorba de subsol. Deci ce este la subsol este de datoria asociațiilor. Pentru că sunt proprietari. Dar de la bloc și până la rețelele principale vom veni cu aceste proiecte, cu aceste programe și vom înlocui. Vom începe lucrările cât se poate de repede la un zid de protecție în zona Preajba. Este un zid, o investiție în jur de 300 de miliarde bani vechi. Un proiect foarte important pentru stabilitatea zonei, pentru că deja avem probleme cu alunecările de teren. Lucrăm în momentul de față la proiecte pentru 2017, pentru 2018. Proiecte prin care încercăm să atragem fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale. Și pot să spun că avem gata, în momentul de față, proiectul prin care să modernizăm transportul în comun. Pot să spun că am obținut și banii respectiv, numai că, mă rog, cei de la fondurile europene, de la Ministerul respectiv, mai departe prin ADR, de fapt nu e vorba de Gorj, nu e vorba de Oltenia, ci de toată țara, nu a demarat nouul program 2014-2020. Prin acest program noi ne-am propus să modernizăm transportul în comun. Ce înseamnă această modernizare? Vom înlocui tot parcul auto vechi. Deci vom înlocui troleele vechi, vom înlocui autobuzele vechi, vom asfalta din nou toate străzile, de 100% vom moderniza străzile de pe traseul transloc. Nu mai vorbesc de acel mobilier de pe traseul respectiv, stații, bănci, coșuri, deci tot și plus partea electrică pentru trolei. Plus că ne dorim să achiziționăm și 4, 5, cât om putea, microbuze, pentru că ne sunt foarte necesare pentru anumite trasee. Deci ne dorim să mai și adăugăm față de ce avem în momentul de față ca traseu, să prelungim. A apărut zona Kaufland, Dedeman, deci cu toate că pe zona respectivă deja am făcut modificare de traseu, dar trebuie să ținem cont că la ora actuală orașul Târgu Jiu se extinde în continuu și au apărut cartiere noi, cum este cartierul de mineri, să spun, printre strămutați cartierul din primăverii. Nu mai vorbesc de extinderile de peste pod. Trebuie să spun că lucrăm și la canalizarea, că poate, eu știu, să supără cetățenii de pe strada Luncilor. Lucrăm la extinderea rețelei de canalizare de peste pod. N-am avut niciodată canalizare. Am introdus din aproape în aproape canalizarea pe străzile principale și în 2017 lucrăm la extindere și vom extinde în continuare canalizarea pe toate străzile. Dar să mă întorc să punctez despre proiectele prin care vrem să atragem bani europeni. De acord cu dumneavoastră, dar înainte aș vrea, avem o întrebare pe SMS apropo de canalizare, Calea București, Petrești. Deci în momentul de față... Nici acolo n-au deci fost. Deci n-a fost. În momentul de față am început canalizarea de la deversare, pentru că așa este, pe strada Petrești. Am terminat, după câte am văzut eu astăzi, s-a terminat introducerea rețelei de canalizare, firul de canalizare principal pe strada Petrești. Mergem pe Sfântul Dumitru, aleea Sfântul Dumitru și după aceea plecăm pe Drăgoieni. Plecăm pe Calea București, de la foștii pompieri până la Drăgoieni, la capăt în partea celălaltă, după care, bineînțeles, urmează Preajba. Dar e la o cotă mai înaltă, cum vezi? Deci avem foarte multe, avem foarte multe pompe. Deci da. Asta este și de asta am și întârziat puțin cu acest fir de canalizare.
Dar dacă nu primeam sprijin, pot să și spun că am primit chiar și ordinul de finanțare, tot e vorba de peste 50 de miliarde de bani vechi pentru ceea ce am spus, canalizarea pe Drăgoieni, Sfântul Dumitru, Petrești. Sunt foarte multe stații de pompare, dar bine că am obținut aprobarea și am pornit la drum. Iar în cartierul poate că cel nou aveți și o stație acolo de epurare. Este. Acolo, dar este, nu s-a făcut conexiune. Acolo este investiția minerilor. Da, și avem probleme cu ei. Vatra numărul 1, să spunem, cartierul Primăverii Vechi. Este canalizarea funcțională, mă rog, investiția CEO. Avem probleme cu Vatra 2 și Vatra 3. Nici, Drăgoieni acolo. Da, nici în momentul de față nu s-a predat către primărie ca utilitate, ca utilități. Deci canalizarea, nu s-a predat rețeaua de apă. Nu s-a predat stația de epurare. Ei și-au făcut stație separată și nici nu funcționează. Avem probleme că n-au introdus în zona respectivă rețea de iluminat public. Este tot la fel de datoria CEO să rezolve această problemă. Dar oamenii se plâng și... Oamenii vin și se plâng la noi, dar suntem legați de mâini și de picioare, nu putem să mișcăm absolut nimic decât să insistăm. Momentul de față este o derută, să spunem, totală în ceea ce privește activitatea CEO. Știm destul de bine că nu știe stânga ce face dreapta, nu are cine coordona activitatea. Este domnul director general Ilie, dar astăzi este director, mâine este propus să-l schimbe. Deci este o instabilitate, sper să se pună lucrurile la punct, pentru că aici este vorba de hotărâre de guvern. Deci noi preluăm de la CEO toate utilitățile din Vatra 2 și Vatra 3, dar prin hotărâre de guvern. Și când sunt gata. Și când sunt gata, bineînțeles, când sunt funcționale. Nu. În momentul și probabil că cine cetățeanul sau cetățeanca care au pus întrebarea legată de, și de acorduri. Deci după ce se termină aceste rețele, cum este cazul în Petrești, în Petrești se poate trece și la racorduri, dar nu este canalizarea, nu este funcțională în momentul de față. Funcțională probabil că va fi la anul în 2017, pentru că e vorba de kilometri. De exemplu, o să începem cu canalizarea pe Drăgoieni. Aici, datorită faptului că cei de la drumurile naționale nu ne-au dat aprobare să spargem asfaltul, se merge stânga-dreapta. Deci avem fir de rețea de canalizare, rețea stânga, fir de rețea canalizare dreapta. Și mai avem un mesaj tot din zona Drăgoieni. Ce facem cu caii? Ne mănâncă culturile. Știu, problema, n-avem decât să strângem din nou pe acești proprietari, să stăm de vorbă, să îi atenționăm prin poliția locală, să luăm măsuri, să îi ducem la oborul de gloabă. Deci, ce este adevărat, proprietarii nu înțeleg că prin neglijența dumnealor produc pagube. Pentru că și dacă ne ducem noi, facem constatări, ajungi la judecată, mare lucru nu se rezolvă, dar omul rămâne fără recoltă. Dar amendă pur și simplu? Sunt, nu se poate da? Da, da, dăm amendă, îl atenționăm adică odată. Adică să-l țină în curte, să-și cumpere... Am și procedat pe partea celălaltă, spre că și pe partea dinspre Bursești. Avem mari probleme cu proprietarii de teren, avem mari probleme cu acești proprietari de cai, că nu se ocupă. Pur și simplu, nu vreau să fiu răutăcios, dar ei sunt cei care duc și lasă liber pe câmp chiar caii. Stațiunea deci Pomicolă, ei, directorul ei practică, stațiunii Pomicolă se practică, plângea da, că e distrusă cultura, ei au pus grâu pentru că da, nu au mai încercăm să rezolvăm. Deci vorbeam de modernizarea transportului în comun. Un proiect foarte mare la care lucrăm și este aproape gata, l-am prezentat de câteva ori în Târgu Jiu, este vorba de modernizarea Căii Eroilor. Da, este o arteră foarte importantă. La ora actuală se leagă practic și de programul guvernamental de a duce ansamblu de la Târgu Jiu pe lista UNESCO. Chiar zilele trecute am fost la Ministrul Culturii împreună cu arhitectul. Licitația a fost câștigată pentru acest proiect de un arhitect, spun lumea, din acest domeniu, că este unul dintre cei mai mari arhitecți ai României, Dorin Ștefan.
A câștigat, proiectul a fost aprobat, verificat de o comisie, zic eu, destul de competentă din cadrul Ministerului Culturii, nu de la noi. Și la ora actuală acest proiect este gata. Am fost împreună cu arhitectul la Ministrul Culturii și, mă rog, pe la alte instituții care se ocupă, cum spuneam, și de dosarul UNESCO, să încercăm să accesăm fonduri guvernamentale. Și vreau să vă spun că, spre surprinderea mea, am găsit o totală deschidere spre acest proiect și s-ar putea chiar cu actualul guvern să luăm aprobarea finanțării proiectului respectiv. Proiectul duce la 30 de milioane de euro. Este un proiect destul de mare. Prin proiectul pe care l-a realizat acest arhitect, vom realiza în primul și în primul rând în zona centrală două parcări subterane. Una de 200 de locuri în zona hotelului Gorj, în spate acolo, pentru locatari, pentru turiști, și o parcare de 300 de locuri în zona Popașapcă, la statuia Gheorghe Maghiero. Unde este acum parcare subterană, nu? Da, chiar unde acolo este parcarea, deci va veni parcare subterană. Și, mă rog, ați văzut, dacă ați avut ocazia, că s-a prezentat de câteva ori acest proiect. Da, prezentat și noi, da. Sunt foarte multe elemente urbanistice care vor contribui la o frumusețare, la o modernizare a acestei artere. Ce este important că se încearcă prin proiectul respectiv ca, mă rog, să se elimine cât se poate de mult circulația auto pe această arteră. Este mai greu cu riveranii, dar se încearcă. Deci se încearcă să îi dea o altă înfățișare și sunt sigur și o altă utilitate, pentru că atunci, cu adevărat, turiștii pot să meargă frumos pietonal de la poarta Sărutului până sus la coloană. Avem proiectul de parcări și la coloană. Da, acolo ce am făcut și vineri chiar o să meargă domnul viceprimar să aibă o întâlnire la București cu proprietarul terenului din zona coloanei. Știți că acolo ci au cumpărat cei din America, o fundație din America, când au vrut să construiască un muzeu și au fost, discuții, s-a renunțat la investiția respectivă, dar terenul a rămas în proprietate. Vrem să... de cel de din fața grupului social? Da, unde a fost parcarea pe vremuri. Și după 90 s-a retrocedat și proprietarul a vândut la această fundație din America și doresc să achiziționăm prin Consiliul Local terenul respectiv pentru a construi noi. Să construim ceva, eu știu, pentru un spațiu, recreere, o locație eventual? Pentru... Nu, tot legat de Brâncuș, unde să putem să prezentăm ceva la turiști, unde să servească o cafea, un suc, un pahar de apă și, bineînțeles, pentru parcare. Într-adevăr, avem și în zona respectivă probleme cu parcarea, cu toate că strada... fostă Craiovii, Gheorghe Tătărescu, acum este stradă cu sens unic, cu toate că spre confecție au posibilitatea unde să parcheze. Deci n-ar fi probleme în zona la coloană de parcare, dar dacă totuși putem să amenajăm, de ce să nu amenajăm? Un alt proiect foarte care se leagă practic de Calea Eroilor este proiectul pentru modernizarea Parcului Central. Vreau să schimbăm gardul. Vreau ca prin proiectul respectiv să schimbăm toată instalația de iluminat cu, mă rog, repere cu stâlpi moderni, să schimbăm aleile. În ce sens? Să trecem de la asfalt la ceea ce e modern în ziua de astăzi, la pavele, mobilier modern nou, poșuri moderne noi. Și un proiect prin care am adus practic specialiștii din domeniu să schimbăm, adică să eliminăm pomii care sunt bătrâni și periculoși, mai ales cei din zona operelor, și să plantăm altceva, deci avem și un program de plantare. Nu putem umbla deocamdată la această alee poartă masă, pentru că
au făcut parte din alt program susținut de Banca Mondială, un program prin care știți cu toții că s-a restaurat orele din, operele din piatră, da. Și pe calea de acces, pe alei, au venit cu acel macadam care spune lumea, spun specialiștii că este practic și în alte țări, în marile parcuri, dar numai că la ei parcul se închide pe timp de îngheț de zgheț. Deci iarna, da, practic se închide accesul pe aleile respective, ceea ce la noi la Târgu Jiu nu este posibil acest lucru. Și am venit între timp cu soluția depunerii a unui strat subțire de pietriș care cât de cât asigură și pe îngheț de zgheț o circulație, un confort, să spunem, pietonal cât de cât acceptabil. De asemenea, avem proiectul pentru centru infotrafic. Avem să construim la fosta școală de șoferi un centru multifuncțional. Ne este de mare ajutor centrul respectiv, dacă stăm și ne gândim că la ora actuală, poate la unii le vine a crede sau nu, avem mari probleme cu o sală de spectacole. Casa de Cultură are o, da, situație, nu vorbesc de faptul că n-a mai primit aviz ISU și nu mai are, da, și important, n-are nici cinematograful Sergiu Nicolaescu, și aici avem o mare problemă cu acest aviz ISU la toate, la toate școlile din municipiul Târgu Jiu și poate din tot județul. Dar sala de teatru? Sala de teatru nu, e făcută recent după proiecte moderne, deci teatru, da, nu sunt probleme, dar e sală mică. Da. Deci nu avem o sală de spectacole mai mare, la 400-500 de locuri. Casa de Cultură are o situație juridică care nu ne permite să investim nici noi, nici Consiliul Județean. Vreau să vă spun că problema Casei de Cultură este la mine pe agenda săptămânal, când merg la domnul prefect la întâlnirea noastră de luni de dimineață, la președintele Consiliului Județean, la domnul prefect, punem problema casei. Este foarte greu ca această casă să intre în proprietatea noastră în momentul de față. Probabil că la nivel național se va găsi prin o hotărâre de guvern o soluție, pentru că sunt multe case. Dar la Mutru a fost preluată de primărie. N-a fost Casa de Cultură, a fost a minerilor. Da. N-a fost a celor din CNSRL, frăția. Da, 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 da. Deci toate casele de cultură care au fost în această grupare sindicală CNRSL, frăția, au mari probleme că n-au proprietar la ora actuală. Nu mai intru în amănunte, la noi a fost un lanț întreg de greșeli, dar din păcate, iată că suntem orașul care n-avem o sală. Căutăm soluție, vine festivalul Maria Lătărețu și n-aveți efectiv nu avem unde să organizăm. Probabil că soluția va fi într-o sală de pe insuliță. Deci acolo se va ține, pentru că nu ai unde să organizezi festivalul Maria Lătărețu. De fapt, ați văzut că noi majoritatea spectacolelor acolo le-am organizat, da, acolo doar s-au că ne fiind sală desfășurat, de dar nu este. Nu intrăm în amănunte de vizibilitatea care acustică are o sală de și de, da, și bineînțeles, nu. Nu. Dar chiar nu există nicio șansă să... Nu, deci eu vreau să vă spun că domnul Călinoiu a luat această inițiativă de a prelua practic Casa de Cultură de la Târgu Jiu. A mers până la domnul Ponta. Domnul Ponta ne-a dat practic banii. Da, uite, vă dau cât vă trebuie banii, cui să-i dau? Deci nu este un proprietar. Ca să o reabilităm. Da. Și vedeți dumneavoastră, când se ajunge la bani, efectiv, cui se dea? Proprietar este practic un lichidator. Un lichidator are tot interesul să mențină practic, așa, da, ca să mențină activitatea încât să încaseze ceva pe aici, pe acolo. Deci este foarte, foarte dificil. Sper să găsim soluție până la urmă. Da, da, lichidatorul. Vreau să vă spun că am găsit toată deschiderea la lichidator, la domnul Ciobanu, dar astea sunt etapele juridice, efectiv nu putem. Și insistăm să rezolvăm această problemă cât se poate de repede, pentru că ducem lipsă de sală și păcat de clădire. Corect. Deja a intrat în degradare. Deci dacă nu se rezolvă această problemă în câțiva ani, și chiar vrem să o luăm noi
pentru Consiliul Local, pentru că la ora actuală sunt datorii de peste 14 miliarde de bani vechi din partea Casei de Cultură către către primărie. primărie. Păi Și și nu vrem, sunteți la masa ba da, predată? ba da, și vrem să Păi luăm, deci dar sunteți uite creditor. că nu, păi nu, că sunt mai mare. Sunt creditor mai mare decât Sunt, da, dumneavoastră? suma este mare, mare de tot. Cea totală. Da, deci, da, mă rog, asta e povestea cu Casa de Cultură și de-aia ne întoarcem că vrem să facem acel centru multifuncțional pe zona de nord, lângă universitate. Am schimbat chiar și înfățișarea acolo. Deci sunt sigur că o să primim bani pentru aceste Dacă să proiecte. construiți o casă de cultură proprie, Nu ne-am propus pentru că o avem sperați să câștigați pe pe asta. acea veche, de o arhitectură destul de frumoasă, este funcțională, este bine poziționată, că până la urmă să știți că intră în joc și amplasarea. Corect. Vedeți că este foarte greu să cumperi o casă sau să cumperi case, să demolezi și să construiești o instituție de utilitate publică. Deci este foarte, foarte greu. Aici trebuie să depunem eforturi, să căutăm, să găsim soluții juridice, să găsim înțelegere, să preluăm noi Consiliul Local împreună cu Consiliul Județean ca să putem să investim. Sunt Da, e multe, o problemă multe, aici care multe, trebuie rezolvată. multe, cum spuneam, investiții în lucru și pregătim în continuare proiecte pentru 2017-2018. Nu funcționează. Din păcate, vorbim de fonduri europene, de accesare fonduri europene. Păi dacă din 2014 tot vorbim de etapa 2014-2020 și suntem în 2016 și nu s-a depus un proiect nou și că ce avem în derulare cu finanțare europeană sunt proiecte vechi. Noi avem aproape de final programul ISPA. Iarăși un program important de care trebuie să amintim pentru că este în valoare de 51 de milioane de euro a fost acest program cu care am pornit la drum, prin care am modernizat. Rețineți, am înlocuit toate aducțiunile, deci conducta de la sursă până în dealul târgului, Aducțiunile de apă pentru oraș. aducțiunile de apă, stația de tratare din dealul târgului, am modernizat-o, suntem pe ultima sută, am investit în ea aproximativ 400 de miliarde de bani vechi. Am înlocuit conductele care pleacă de la stație din dealul târgului spre rețeaua de distribuție din oraș, iarăși în oraș am înlocuit tot ce era conductă veche de peste 50 de ani. Știți că am avut acțiunea care a spart toate străzile și după aia Și iar urma v-am trebuie. înjurat cetățenii Da, și municipiului refacere Târgu și Jiu. asta. Deci asta e, deci Știți cum nu e. se Vă poate. jura Deci prima oară când zice modernizare nu ceva se poate face fără fără disconfort, disconfort. din păcate. Iarăși tot din acest program a fost și înlocuirea rețelelor de canalizare, dar cea mai importantă și cea mai costisitoare, practic, investiție în acest program a fost modernizarea sau, mai bine spus, construcția de jos, de la zero, a stației de epurare, 800 de miliarde de bani vechi. Avem stația de epurare modernă, îndeplinește toate condițiile puse de mediu la ora actuală, este pe ultima sută, mai sunt ceva. Deci vreau să spun că acest program este realizat în procent de 95%. Sunt ultimile finisări și la stația de tratare a apei și la stația de epurare. Important este că am reușit să accesăm acest program, să facem, pentru că din sumele prezentate este normal că bugetul local nu putea să asigure această investiție în câțiva ani. Dar a mers bine proiectul, finanțarea, adică au A venit banii mers la foarte timp, bine, da? da, foarte bine și am extins, acum s-a reușit să se extindă, că era termen în 2016, că dacă nu finalizez, pierzi. Nu, am reușit de, nu numai noi, Târgu Jiu și celelalte orașe, s-a extins până în 2017, ba mai mult, din economiile făcute pe acest proiect, ne permite să, și chiar am realizat, modernizarea stației de tratare a apei de la Polata și acum putem spune că avem apă de calitate la Polata. Avem un lucru, încă nu s-a finalizat și stația de modernizare
Deci modernizarea stației de tratare a apei de la Preajma, că aici avem probleme cu calitatea apei, am reușit să rezolvăm și această problemă și bineînțeles că vom mai realiza înlocuirea, aici insistăm foarte mult din economiile care le avem, în continuare și pe lângă programul guvernamental să înlocuim toate rețelele de la bloc spre rețelele principale, că încă mai avem cartiere cu probleme. Mai e un cetățean care sau cetățeancă care întreabă cum scăpăm de câini și cioi. Probabil că ciorile din parc. Deci ciorile din parc, mă rog, în afară de faptul că la ora actuală la îndemână ne stă și problema pe care o atacăm în fiecare primăvară să distrugem cuiburile, am încercat și varianta pe care, și nu numai noi, mai multe orașe, variantă care n-a dat randament, pe care o aplică cei din aeroporturi. Sunt instalații speciale pentru așa ceva. N-am reușit să le îndepărtăm. Înainte rezolvam această problemă, știți că cu câțiva ani în urmă se făceau în fiecare vânătorii. Da, cu vânători, acțiuni. Nu mai avem voie. Nu. Este într-adevăr destul de greu să le suportăm în perioada în care își fac cuiburi și rezolvă problema pe care da. O rezolvă cu... Dar cu puii dacă și cu tăiați asta, nu, arborii deci înalți... este vorba de parcul central nou, ca să poți să tai toți copacii deci din parc nou. Ce deci e nu se îndepărtează bătrân, decât da? Ceea ce spun specialiștii, că pot să producă pagube la un vânt puternic. Da. Deci sunt atât. Chiar unii de sute de ani și trebuie îndepărtați. Iar cu câinii, în momentul de față vreau să vă spun că facem ce facem, dar în momentul în care va apărea legea pe care o lucrează Parlamentul în momentul de față, chiar nu se mai poate face nimic. Nu știu ce au de gând cei care lucrează la această lege să facă sau cum văd ei să rezolve problema câinilor din orașele din România. Pentru că în momentul, după, am reținut un singur lucru, în momentul în care am dat dispoziție să omoare câini sau directorul sau cine gestionează activitatea respectivă, poate să îi se facă dosar penal și să primească până la 5-7 ani de închisoare pentru treaba asta, ceea ce va speria pe toți primarii, va speria pe toți cei care gestionează aceste activități. Dar era vorba că vor fi sterilizați. Dacă nu erau se sterilizați, deci, nu se mai înmulțeau. Doamna Stoinescu, am spus-o natural. De foarte multe ori prin emisiuni TV referitor la această problemă, că dacă nu, statul, dacă nu se implică să facă această sterilizare în toate orașele până la ultimul cătun, nu va reuși în câțiva ani de zile să micșoreze numărul câinilor. Păi degeaba investim noi, degeaba cheltuim aici la Târgu Jiu, avem un centru canin în care la ora actuală avem peste 500 de câini, câini care înseamnă hrană, înseamnă îngrijitori, înseamnă cheltuieli. Dacă la Târgu Jiu zi de zi sunt aduși câini cu camioanele sunt aduși din orașele învecinate, nu dau nume, din comunele învecinate. La ora actuală s-a modernizat activitatea chiar și în comune, în sensul că prind foarte ușor câinii, foarte ușor îi transportă la Târgu Jiu. Avem foarte multe sesizări și semnale primite de la cetățeni că noaptea, că dimineața se descarcă mașini de câini. Deci dacă Dar nu credeți... se reușește acest lucru să facă, degeaba sterilizează orașul Târgu Jiu, că nu este un oraș închis, dacă nu sterilizează Petroșanu. Deci avem foarte multe sesizări, semnale că cei din Valea Jiului, fie că sunt din Petroșan, fie că sunt din Vulcan sau din aia, aduc câinii la Târgu Jiu, la intrare, la Iezurenii descarcă. Deci sunt foarte, foarte mulți care practică acest lucru. Indiferent cât am colaborat noi cu Pro Animalis, cu asociația care se ocupă aici la Târgu Jiu,
de protecția animalelor. Deci, indiferent cât am lucrat și indiferent ce am face, nu vom putea elimina, micșora numărul celor cei care sunt câinilor de pe străzi. Mai departe, nu este încă responsabilitatea care trebuie în dreptul celor care vin și ia de la centru canin câinele acasă. Deci nu au nicio responsabilitate pentru ceea ce fac, să nu lase câinii în stradă. Deci este o activitate de care noi încercăm să o gestionăm în limita cadrului legal pe care îl avem, dar dacă nu contribuim cu toții, nu vom reuși. Deci, indiferent ce vom încerca noi, nu trebuie să ne luăm după declarațiile politice, după declarațiile care vin de la niște oameni rău intenționați, pentru că sunt un primar care conduc primăria de atâția ani de zile, sunt un primar care am încercat și încerc să rezolv toate problemele orașului și problema câinilor. Practic, este tot o problemă și o problemă importantă a orașului. Ei, nu se poate rezolva încât să mulțumesc toți cetățenii. Bine, sunt sigură că sunt și cetățenii ai orașului Târgu Jiu care lasă câinii să se înmulțească. Da, bineînțeles, după care bineînțeles că sunt. Îi duc pe amicii la ghenă. Da, bineînțeles, sunt și din orașul Târgu Jiu, dar în general din comunele județului Gorj, dar nu neapărat din județul Gorj, că v-am spus, vin, s-au învățat să îi prindă și să îi descarce la intrarea în orașul Târgu Jiu. Dacă ar exista camere de supraveghere peste tot pe străzi, chiar în Târgu Jiu se vor instala camere de supraveghere. Da. Deci prin programul pe care l-avem de a construi un centru infotrafic, este practic și acest punct de a monta la principalele intersecții, pe principalele intersecții ale orașului, camere avem, deci în jur de vreo 20 de camere de montat după proiectul, programul avizat de poliția. Dar e puțin pentru un oraș. Acum nu poți să montezi camere, până la urmă Big Brother nici nu poți să intri în intimitatea tuturor cetățenilor. Nu vorbim decât de arterele principale, nu vorbim decât de intersecțiile principale, nu putem duce. Ar fi bine și în intrările în oraș, da, pentru că poate ca să evita, de exemplu, câinii care vin din reuși, da. Vedem, întâi să realizăm ceea ce ne-am propus, pentru că ne va ajuta, ne vor ajuta foarte mult pe programul prin care vrem să-l începem, privind fluidizarea circulației, în afară de centură, în afară de parcări. Trebuie să avem și o supraveghere, o dirijare la nivel de oraș. Avem o problemă, apropo de fluidizarea traficului. Deci avem o stradă principală în lungul orașului, iar de la centru încoace sunt două străzi sau trei, toate cu sens unic. E destul de greu. Vedeți, în momentul în care și se parchează pe ele. S-au pus aceste semne, s-a făcut un studiu de trafic. Firma cu care am avut contractul respectiv va lucra împreună și cu poliția rutieră. Că trebuie să înțelegem și următorul aspect, că și pe noi ne ceartă lumea de multe ori degeaba. De asta vrem să explicăm. Legat de circulație, noi pentru orice modificare, pentru orice semn care îl punem, luăm aprobarea de la poliția rutieră. Nu suntem de capul nostru. Dacă poliția rutieră spune că nu ai voie să faci sens unic sau nu poți să faci sens unic pe o stradă, nu facem. Avem foarte multe, de fapt, chiar pe asta și lucrăm. Avem foarte multe solicitări de la poliția rutieră pentru montarea unor semne în anumite puncte din oraș, pentru modificarea de sens de circulație pe anumite străzi. Deci, efectiv, printr-o conlucrare, primărie, poliție rutieră, se stabilește în general această parte de circulație. Așa s-a considerat, știu că am primit și noi de foarte multe ori pentru sensul de pe 8 mai, de pe sensul de pe Sadoveanu.
Am încercat să modificăm și poliția rutieră a spus două nu benzi este de bine. Mers. Nu este are bine. Două benzi de mers. De ce trebuie să fie deci le mai punem sunt specialiști, sunt specialiști, sunt da. Peste noi în ceea ce privește sensul adică de circulație. Ei au dreptul să decidă. Sunt peste noi. Da. Este finalul emisiunii, domnule primar, sper să mai veniți la ENSA dar TV. De ce să nu venim? Încep scuze pentru întârziere, pentru nu că a fost problemă, o necorelare, Nu n-am fost problemă. N-am fost la nicio emisiune la ora 18. De regulă, majoritatea, nu că majoritatea, ci toate emisiunile de dezbatere încep la 19. Da, da, da. Foarte curând se schimbă și la noi grila și vor începe de la ora 19. Domnule primar, mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm că sigur mai avem multe de spus la cetățeni. Chiar multe. E orașul mare. Da. Iar vestea pentru dumneavoastră și pentru telespectatorul, dragii noștri, cred că de mâine ne veți vedea și pe UPC. UPC-ul s-a întins în tot Târgu Jiu, așa că ne vom vedea chiar în tot Târgu Jiu. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. Invitatul meu din această seară a fost domnul Florin Cărciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. La revedere!